Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarot Tarotel la cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendentul Nord în Berbec, etalare pentru decembrie 2021. În timp ce am amestecat cărțile pe care le voi folosi pentru crucea celtică, au vrut să apară 10 de cupe, cavalerul de monede și soarele. Unii dintre voi, dacă aveți copii, după ce un copil de-al vostru s-a străduit să construiască ceva, să învețe, să rezolve o problemă, o să aibă în această perioadă o bucurie. Acum, pentru alții, este... Ai, ce frumos! Când l-am văzut, n-am simțit chestia asta, cum a simt. 10 de cupe este un ideal. Este o fericire adesea de neatins, dar pe care unii dintre voi, cu răbdare, unii, nu toată lumea, cu răbdare v-ați hotărât să o manifestați și în această perioadă se marchează, să zic, un succes. Poate nu întreaga fericire, poate nu toate 10 cupele le veți simți, deși totuși cu soarele, pentru că și 10 de cupe într-o formă sau alta este soarele, varianta mică. Nu știu, o bucurie. O bucurie se va întâmpla acasă sau într-o direcție aproape ideală, iluzorie, dar în care unii dintre voi v-ați implicat cu răbdare, cu tenacitate și cu loialitate. Posibil pentru unii să apară și o trezire spirituală în această strădanie a voastră să vă treziți la o nouă realitate. Și emoțiile pe care cândva le credeați doar un vis, acum să le trăiți în... Ce frumos! Să le trăiți în realitate. La capătul setului de cărți aveți un valet de monede, iar copii pentru unii dintre voi care, după multe strădani într-un proiect, are parte de o reușită. Pentru cei care sunteți mai maturi, nu neapărat în vârstă și aveți copii. Pentru alții, vă implicați, ori exprimați... Ori oferiți un dar, ori primiți un dar, pentru că poate să fie și una și alta, da, valetul de monede, e o întâlnire cu cineva care marchează piatra de temelie într-o chestiune de lungă durată. Zic chestiune că poate să fie și proiect și colaborare și relație. După multe lupte, după multe lupte, după concurență, după zbateri interioare, pentru că unii dintre voi a trebuit să alegeți. Să alegeți eventual între, poate, știu situații în care un personaj mai rece, mai glacial, mai rațional v-a dezechilibrat un pic și va provoca dezechilibru, acela va provoca să vă reconstruiți viața, da? Să vă reechilibrați și să vă regăsiți pasiunea, da? Și după acele multe strădanii, da, începe să simțiți că se leagă ceva în această reconstrucție a voastră, dar... Unii dintre voi, în ultima vreme, a trebuit să alegeți în dragoste. E o alegere importantă în dragoste îndrăgostiții, da? Poate că v-ați îndrăgostit de două persoane, cel puțin. Unii berbeci au această tendință. Și nu doar berbeci, hai să fim serioși. Toți oamenii au această tendință uneori să se îndrăgostească de câte două, trei persoane și să trebuiască să aleagă. Da? O persoană care este foarte vibrantă și mai combativă, și pentru care trebuie să te lupți sau în relație cu care trebuie să te implici, dar există potențial, și altă persoană care aduce un soi de stabilitate, confort, însă există acolo o problemuță, poate în viața lor, poate în viața voastră. Acel confort vine și cu o doză de... N-aș spune musa răceală, deși poate să fie și răceală și rațiune, poate prea multă pentru gustul unor berbeci. Poate că ați avut de ales între un alt semn de foc sau cineva cu marcaj, că poate să fie și ascendent și nodul nord, da? Și cineva cu marcaj în semn de pământ. Poate ați avut de ales între două proiecte, dragii mei. Un proiect care vă aduce bani și unul care reprezintă hobby-ul vostru, o pasiune foarte creativă. Pentru mine, bâtele țin de creativitate, de artă, de bine, arta sau creativitate se poate manifesta și în alte domenii, și marketing, și în alte chestiuni, da? Dar e altceva. Simțiți că faceți cu plăcere acel proiect față de celălalt care poate să aducă bani, stabilitate, dar
Nu e chiar visul vostru. Din acest motiv am zis că totuși e un ideal, da? Către care lucrați cu răbdare și cu tenacitate și dacă ține de artă, dragii mei, vă susțin, pentru că aveți parte de o bucurie. Aveți parte de o bucurie. Poate să fie și un succes pentru unii. Depinde în ce stadiu sunteți cu aceste proiecte, cu aceste situații. Acum, hai să vedem și energia generală. În timp ce am amestecat cărțile pentru energia generală, cărți noi, după cum știți, a apărut valetul de cupe invers. Ceva nu se exprimă din punct de vedere emoțional sau voi nu mai vreți să exprimați din punct de vedere emoțional față de cineva care v-a creat mult stres, nouă de aer, mult stres, multe gânduri și adesea negative. Posibil a fost o colaborare, 3 de pământ, sau ați fi dorit să fie colaborare, dar n-a fost colaborare pentru că nu s-au exprimat emoțiile. Cineva a plecat eventual din viața voastră și v-a adus suferință, deși cândva ați fost fericiți. Dar, dragii mei, interesant cu spânzuratul și justiția, spânzuratul și soarele. Aici este o poveste karmică necesară vouă ca să înțelegeți și să vă treziți la o realitate, la o altă realitate sau la spiritualitate. Că vă place, că nu vă place, cât ați fi de maturi sau de tineri, în aceste vremuri cam toți ne trezim la alte conotații în relațiile noastre pe care le trăim, de orice natură relație, da? Hai să vedem. Și atunci, de azi, conotații spirituale. Toate relațiile pe care le avem au această nuanță de spiritualitate, de karmă, de lecție de viață. Energia generală pentru berbeci în această perioadă. Berbecuți și berbecuțe. Ups, asta vrea să vină? Ok. Marea preoteasă, interesant. Marea preoteasă și chemarea. Vai ce fior, deși este foarte cald. Chemarea, care este marcată de numărul 20. 7 de pământ, după o așteptare îndelungă, după o separare. Dar separare în care 8 de cupe, cineva a plecat din viața voastră, voi ați plecat din viața lor. Wow, câtă suferință aici. Cavalerul de ape. Unul dintre voi a încercat să exprime emoțional, celălalt n-a putut din niște motive. Dar, s-a întâmplat separarea. Separarea care v-a pus în așteptare. Și ce înseamnă 7 de pământ? Înseamnă să construiți în grădina voastră, da? Să vă concentrați pe voi, să fiți învățați să fiți mai precauți, mai greu pentru berbeci, dar să vă concentrați pe voi în sensul frumos al cuvântului, nu egoist, și să renașteți, pentru că 20 înseamnă renașterea, call, da? Este judecata. Sunteți chemați să judecați lucrurile, să vă ascultați intuiția, îngerii, să zburați, am zis, să vă treziți spiritual, chiar dacă sunteți tineri. Chiar dacă sunteți tineri. Și aceasta este accentuată de Marea Preoteasă, de judecata și Marea Preoteasă. 2 și 20, interesant. 2 și 20. Într-un mod foarte subtil se deschid porțile minții voastre și ale sufletului. Hai să vedem, să amestecăm. Probabil că sunt niște lucruri pe care nu le-ați înțeles și le veți înțelege încet, încet. Zece de bâte am văzut în timp ce am amestecat cărțile pentru crucea celtică. Dar, uite așa un pic pe diagonal, pe orizontal, pardon, vă eliberați de un stres, ar fi minunat să încheiați anul altfel. Ce sar, vreți să vorbiți? Ok, hai să începem să desfășurăm. Iar, e a doua oară când sare această carte, tot pe orizontal. Sunteți într-un proces de eliberare, da? Am văzut și moartea și justiția. Puneți capăt unei situații care v-a dezechilibrat și vă pregătiți să marcați în viața voastră dreptate, echilibru. Da, why not? Why not? Ce? Berbecii n-au voie? N-au nevoie de echilibru? Ia uite, regina de bâte și cavalerul de bâte. Posibil există în viața voastră și regina de cupe. Posibil să fie două personaje pe care trebuie să le alegeți. Una sau cealaltă.
Dar cuna vă înțelegeți din punct de vedere energetic, ca și hobby-uri. Eventual, oricineva vrea să vină spre voi, ori voi, depinde ce, în ce poziție sunteți. Dacă sunteți mai tineri, voi vreți să mergeți înspre cineva mai matur, dar care vă stimulează creativitatea și pasiunea și vă atrage sexual. Sau, dacă sunteți voi mai maturi, așteptați pe cineva mai tânăr. Hai să vedem, berbecuți. Tot acolo am... Așa a fost să fie. 9 de... berbecuți. 9 de spade. În sufletul vostru, voi suferiți? Sau încă mai țineți la cineva care își face griji pentru voi? Ori una, ori alta. Sau pot să fie amândouă. Provocarea este 4 de monede. Să vă deschide sufletul. Chiar dacă ați fost răniți. Vedem, o să clarificăm la capătul, la cap, tot timpul zic, adică nu tot timpul, în ultima vreme, de fapt, la rădăcina acestei cruci este 6 de cupe. O întâlnire între sufletul vostru și alt suflet cu care ați rezonat cândva foarte bine, o prietenie. Vedem, poate să fie o prietenie din copilărie sau cineva care vă înțelege din punct de vedere emoțional. În ultima vreme... Faetonul, dorința de a alege și de a merge mai departe, posibil cu 6 de cupe și faetonul, ați avut pe cineva cu un marcaj în semnul racului, mă, special. Marcaj. Poate să fie și ascendent și lună. Fără supărare, cei cu lună în rac sunt destul de dificili. Destul de dificili. Se deschid foarte greu sau niciodată. În viitor, 9 de băte. Vedem ce, dacă vă reprezintă pe voi sau pe altcineva. Sunt niște blocaje în continuare. Știm că mai sunt restricții, că mai sunt situații, dar în prezent aveți de ales. Îndrăgostiți. Trebuie să alegeți. Eventual, poate simțiți că începe să vă îndrăgostiți cu acel soare și 10 de cupe. Ar fi minunat. Ar fi minunat. Să renașteți. Vedem. Hai să vedem, mai întâi să desfășurăm întreaga cruce. Sfatul este 3 de băte. Ori nevoia, planul, dorința de a călători și planurile pe care vi le face să fie cât mai bine realizate sau organizate, ca acea călătorie să... Că vă doriți totuși o călătorie cu faetonul și 3 de băte să se desfășoare în pace. 3 de bâte înseamnă și dorința de a spera, de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă optimistă. Posibil așteptați să vină cineva. Poate așteptați ca cineva să vă aleagă și să vină spre voi. Vedem. Influența exterioară, judecata, interesant. Cineva vrea să se împace cu voi? Că tot am văzut aici, judecata. O să clarific. Deci vă este teamă de 5 de bâte, de concurență, de lupte. În general, berbecii nu se tem de concurență, să se bată, chiar sunt bătăioși. Dar, posibil e cineva mai bătăios ca voi. Da, se mai întâmplă. Sau poate, pur și simplu, sunt conflictele voastre interioare cu acest 9 de spade și 5 de bâte, posibil să fie conflictele voastre interioare. Cum să vă deschideți? În așa fel încât să vă puteți păstra stabilitatea. Pentru că ați învățat ceva din lecțiile anterioare, aveți nevoie totuși de stabilitate. Ce vă doriți? 3 de monede. Să colaborați, să aveți succes. Se vede? Să aveți succes. Colaborare la locul de muncă, posibil. Colaborare care să aducă stabilitate. 3 și 4. Posibil vă doriți să... mergeți să vă consultați cu cineva. Vedem. La clarificări. Ce reușiți să faceți? Puterea.
Și regele de cupe. Și 4 de băte. Și 6 de băte. Interesant, aveți un succes. Da. Succes pe care trebuie să-l protejați, pe care va trebui să-l... Ia uite, 6, 7, 8 de băte. Va trebui să-l protejați și va trebui promovat. Interesant. 8 de băte, eu simt că este vorba și de promovare. Da. Reușiți să transformați ceva cu puterea, da? Înseamnă transformare. Poate să fie și transformare din punct de vedere financiar, dar eu simt că e vorba de un moment în care v-ați temperat niște impulsuri, v-ați străduit să vă echilibrați emoțional ca să aveți parte de niște momente frumoase, ori cu prietenii, ori cu o persoană specială, ori acasă. 4 de bâte. Patru. 5 este aici în poziția fricilor. 6, 7, 8. Fantastic. N-am mai văzut așa. 8 și 9. 8 și 9. Mai ceva... Abia aștept să clarific. Ceva special se întâmplă. Victorie. O victorie, o bucurie, o reușită care vă aduce stabilitate. În primul și în primul rând, interioară, da? Patru, ține de interiorul nostru. Dar patru de bâte înseamnă și relație, cuplu, colaborare, prietenie. Suflete perechi, suflete gemene, dar și prieteni foarte apropiați cu care vă puteți simți bine. Sfaturile. Ia uite, și trei. Fantastic! Acum, uite, văd și la sfat. Trei, patru. Deci, cam asta este. Este o evoluție a voastră, așa o văd. O evoluție, aici au rămas cărțile așa cum le-am văzut mai devreme. O evoluție a voastră. În ce sens? Dacă, sfatul este, dacă vă păstrați pozitivi, cu gândul la un viitor mai frumos, în orice domeniu ar fi, dacă alegeți, aici e alegere importantă, în dragoste în general, dar hai să nu mai vorbim doar despre dragoste. Poate să fie alegerea de a fi în echilibru, da? Pentru că văd și patru de bâte echilibru, văd și puterea, da? Dorința de a vă transforma, de a crește spiritual, de a marca, de a manifesta și femininul și masculinul în părți egale în viața voastră. Și divinul, da? Dacă reușiți în această perioadă să faceți acest lucru, și asta prin pozitivitate, pentru că există o problemă în sufletul vostru, da? Și sunt niște conflicte de care vă este teamă. Dacă reușiți să faceți acest lucru, manifestați putere, manifestați această transformare, manifestați creștere spirituală, natura voastră divină. Sau varianta voastră cea mai bună în această perioadă. Că poate nu o să fiți toți divini. Hai să fim serioși, da? Dar cea mai bună variantă a voastră în această perioadă. Și odată manifestată, începe să vă echilibrați apele, emoțiile. Posibil să vă și atrageți cu 4 de bâte și puterea să vă atrageți pe cineva care vă echilibrează, sau vă iubește? Și repet, acest patru de bâte poate să fie orice, nu obligatoriu flăcări gemene, deși este cartea flăcărilor gemene, pentru că e 11-11, da? Dar poate să fie cineva acasă, că e casa a patra. Niște prieteni cu care vă întâlniți, da? Starea aceasta de bine, de echilibru emoțional, energetic și spiritual pentru unii, atrage o situație frumoasă, momente frumoase, că tot vin sărbătorile, da? Și momentele frumoase vă hrăn, nu așa simt, vă inspiră să mergeți înspre o direcție care
vă va face să străluciți cu soarele pe care l-am văzut mai devreme, să atrageți atenția altora și în momentul în care atrageți atenția și veți avea niște victorii, va trebui să vă păstrați cu grijă această atitudine și în paralel să și sau această bucurie, acest succes, această reușită și în paralel să o și promovați. Pentru că vor mai veni, ia uite, să spun 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Și în continuare, promovând, va trebui să învățați să trece și peste obstacole. Este evoluție, evoluție clară. Nu uităm și aici, regina și cavalerul de bâte. Posibil, aceste bâte reprezintă și parte din voi, dar și parte din personajul. Un personaj cu care vă puteți întâlni și puteți avea această colaborare. Hai să pun deoparte doar aceste cărți, da? Ca să... Aici era. Ia uite și doi de bâte. Trebuie să alegeți. Să vă schimbați energia. Hai să clarificăm în suflet totuși, pentru că e foarte important. Ia, se vede suficient. Le-am pus suficient de frumos. Deci, Marea Preoteasă reprezintă o situație pe care încă nu puteți înțelege acum. Este un mister, eventual. Cum veți ajunge la acele momente frumoase? E un mister. Dar ideea este, de ce este mister? De ce este acest văl de necunoscut? Ca și energie generală. Pentru că voi trebuie să învățați să vă luptați, să vă zbateți, să ajungeți la această transformare, la acest echilibru, la dragoste față de voi, eventual. Și iubindu-vă să vă atrageți oameni care vă iubesc și vă susțin. Din acest motiv apare energia generală Marea Preoteasă. E o creștere spirituală, intuitivă. Da? Să vedem. Așa. Judecata și trei de bâte. Hai să clarificăm. Clarificăm, te rog frumos, pentru berbecuțe și berbecuți. 9 de spade în suflet. O dată. De doi. De trei ori. 10 de monede. Acasă. Cultura în care sunteți în acest moment. Poate sunteți în altă țară. Poate sunteți acasă. Este o chestiune care ține de cultura în care vă desfășurați. E o construcție financiară. Că este țara noastră. Că e țara în care sunteți. Ca să faceți bani. Acolo e o problemă. E o problemă. Pentru unii posibil să fie o problemă acasă. Cineva să fie mai îngândurat, mai stresat, depresiv acasă. Poate voi sunteți, sper că nu. Posibil să fie și sufletul vostru. Mai dăm o carte. Da. Vreți să vă eliberați de o energie nesatisfăcătoare ca să vă puteți bucura de prieteni? Să vă puteți bucura de viață. Acasă. Grija pentru o moștenire, iar. Dăm o carte pentru o dată. 10 de monede și 9 de 2 ori. Despre de 3 ori. Ia uite, casa. Aici este o mare diferență. Între 10 de monede și 4 de bâte. În casa aceasta oamenii se bucură, da? Petrec. Există echilibru bazat pe conexiune, pe afinități similare. La 10 de monede se construiește conform sfaturilor bătrânilor, societății, da? Chestii mai rigide. Da, există spor, dar nu e atâta bucurie ca aici. Posibil aici trebuie să depășiți ceva. Să încheiați, să vă eliberați de
o cultură, de o construcție financiară, de o casă, ca să vă puteți bucura eventual. Vedeți și voi, îmi scrieți de o altă casă sau de prieteni. Da, e o schimbare de energie, am zis, trebuie să alegeți. Plecați dintr-un loc în care stați pe loc, la 10 de monede se cam stă pe loc, ca să mergeți într-un loc în care vibrați, vă creați o nouă lume. Ia uitați, deci totuși am zis bine, da. Clarificăm, ia să stingeți ieșorul, totuși e prea mult. 4 de monede, aici e provocare. Pentru berbecuță și berbecuță odată, de două ori. De trei ori. Ia uite, provocarea este să aveți răbdare. Uf, răbdare apare și la putere. Puterea e, o căpătăm, da? Cu răbdare, cu temperanță, cu reținere. Să fiți precauți un pic. Dar una e să fii precaut și muncitor în grădina ta. Și asta cred că ați făcut-o până acum. Asta cred că ați făcut-o până acum. E o nouă lume. Posibil la distanță. Uf. V-ați păcălit. Unii dintre voi, acum vin mesaje în plus, că se complică când clarificăm. Țineți încă la cineva sau vă mai gândiți? Poate nu mai țineți, dar vă mai gândiți la cineva care v-a făcut să suferiți din cauza că erau căsătoriți sau implicați într-un contract, înseamnă foarte mult contract sau job sau nevoi financiare, da? I-a ciubit cu 3 de cupe, dar au fost minciuni, au fost păcăleli. Ați vrut să încheiați acest capitol, știm bine, ați vrut să vă faceți dreptate și să manifestați ceva nou. Aici este provocare. Dar altfel de casă, altfel de relație. Vreți o relație în care vibrați, nu în care unul este bine în confortul său financiar și pe care l-ai, eu știu, și la sumă și altul suferă. Aici este provocarea. Posibil ați obosit să stați în preajma celor care nu își deschid sufletul. Că am văzut un valet de cupe care nu se exprimă emoțional. Vă dăm o carte pentru această provocare odată. De două ori, de trei ori. Ia, încheiați această suferință, vă rog frumos. 9 și 10. Prea multă suferință, da? Ca să puteți manifesta această atracție, să atrageți oameni voioși, trebuie să vă îndrăgostiți de voi, să vă dați voi la dreptul de la dragoste, la viață, da? Să renașteți. Și cum ai zis mai devreme, toate acel set de cărți de foc, este vorba de evoluția voastră. Voi trebuie să intrați în aceste lucruri. De-aia apare și Marea Preoteasă. Clarificăm 6 de cupe în trecut. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, Regina de Monede. Pentru mine, Regina de Monede cu 10 de monede poate să reprezinte mama sau soția cuiva sau o persoană căsătorită, asumată în general, dar destul de tradițională. 6 de cupe, Regina de Monede. Da. Trebuie să încheiați. Probabil că a fost un trio. Poate că v-ați îndrăgostit de cineva și totuși ei mai aveau o altă persoană, da? După cum apar cărțile. Și ați fost nevoiți să... sau neapărat aveau o altă persoană. Poate trebuiau să aibă grijă de o femeie. De o femeie matură, în vârstă, sau de o mamă. Sau, da? Și atunci nu aveau timp de relație. Posibil și asta, da? Clarificăm faetonul în trecutul apropiat odată. De două ori, de trei ori. Faetonul reprezintă dorința voastră de a alege o nouă direcție în viață, de a manifesta victorie. Și faptul că în ultima vreme vă gândiți pe redirecționarea voastră, regăsirea destinului vostru și a stelei voastre, da, în trecutul apropiat, vedeți că în viitorul
În sfârșitul de decembrie și începutul anului viitor se vor manifesta aceste victorii și această dorință. Da? Doar că trebuie să vă dați timp. Da? Trebuie să vă dați timp și să vă eliberați de munca aceasta fără sens. 7 de monede și 4, da? În direcții tradiționale în care oamenii muncesc pentru că așa au fost învățați să muncească, dar nu se deschid. Hai să vedem. Faetonul. Opa, 3 de spade. Aici este. Trebuie să vă eliberați. Faetonul se eliberează. Și interesant, apare și 4 de cupe. Să vă eliberați de o suferință, de o decepție. Mai mare, mai mică, variază de la berbec la berbec, da? Și să mergeți într-o nouă direcție. Ia uitați. Regina de spade, cavalerul. Da, au fost, ia uite, diavolul, iluzii, 10 de cupe, 10 de cupe, da? Iluzii, diavolul, turnul. Ați crezut că e super fain, poate a fost la locul de muncă sau nu a fost, ați vrut să munciți, să vă bucurați de relație, dar ceva n-a mers, da? N-a mers. Și ce n-a mers? Faptul că ei mai aveau alte responsabilități sau dorința pentru bani sau dorința de, eu știu, echilibru financiar sau, eu știu ce, chestiuni care țin de cultură, de tradiții. Dar, dragii mei, lăsăm acest 3 de spade în urmă și hotărâți-vă să alegeți o nouă direcție. Clarificăm, hai să vedem. Clarificăm îndrăgostiții pentru berbecuțe și berbecuți odată, în prezent și viitor apropiat. De 2 ori, 3 ori. Ia uite, cavalerul de cupe. Poate că cineva o să vină, să exprime niște emoții frumoase și vă vor pune în poziția în care va trebui să alegeți. Dragoste sau suferință? Mai stați mult în acest 9 de spade, 10 de spade sau vreți să vă bucurați de altfel de oameni? Și repet, nu e obligatoriu să fie poveste de amor. Poate să fie un prieten sau pur și simplu un necunoscut, o necunoscută care vine și exprimă lucruri frumoase, artistice, romantice, emoționale, înalte, da? Înalte. Și vă ajută să vă echilibrați. Cavalerul de cupe unor poate să fie un mic consilier sau susținător emoțional, empatic, o persoană empatică. Ia uite ce frumos, asul de cupe, asul de monede. După o perioadă de stagnare, de vise, da? Separeuri, separări, da? Separări de prietenii care nu v-au adus prea multe bucurii, că sunt și din aceștia, de regrete, de of, câte mai sunt. Analiză emoțională, mentală, reechilibrare mentală, da? Și vine, va veni ceva, va fi ceva nou. În momentul în care vă schimbați și voi perspectiva, de toată această stagnare, toată această suferință a fost necesară, suferință, sacrificiu, da? A fost necesară ca să găsiți soarele pe care l-am văzut mai devreme, o trezire, da? Începe să se manifeste și în material, și în voi. Dacă nu e o nouă dragoste pentru unii dintre voi, este un nou sentiment că aveți puterea cu ajutorul îngerilor și a divinității să vă vindecați de orice durere și vindecându-vă să-i ajutați și pe alții sau, dacă nu-i ajutați, să atrageți o nouă dragoste în timp, la un moment dat. Frumos ar fi să vină acum. Pentru că este posibil pentru unii să vină o nouă dragoste. Dar, repet, nu este obligatoriu să fie nouă. Această nouă dragoste să fie față de voi, să crește spiritual. E marea preoteasă și apare și marele preot. Temperanța, echilibru, cu răbdare. Da? Revin. Pentru unii să fie reechilibrare personală, pentru alții, într-adevăr, să apară o nouă persoană. Două cupe, da? Care vă ajută să creșteți spiritual. Nu contează vârsta. Puteți să fiți tineri. Cavalerul de cupe. Dragosteți. Frumos. Clarificăm sfatul pentru berbecuțe și berbecuți. O dată, 2 ori, 3 ori.
ce frumos! Parcă am mai văzut, da? Repet. Poate să fie o nouă pasiune, o nouă dragoste, e al treilea as pe care îl vedem, dar poate să fie o idee a voastră, un hobby, o chemare într-o nouă direcție, să manifestați ceva nou. Poate că unii, într-adevăr, așteptați să vină de la drum sau vreți să faceți un drum către o persoană care vă atrage și să marcați acest început într-o nouă relație, o nouă etapă în relația voastră, da? 1, 3, 4, da? După ce lăsați în urmă, ce? Cei care v-au făcut să suferiți. Uite, vă eliberați. Vă eliberați de persoanele care v-au păcălit sau poate v-ați păcălit singuri, da? Crezând că o să fie ceva, adesea ne păcălim și singuri. Crezând că o să fie ceva și n-a fost. E un autosabotaj prin care toți trecem ca să creștem spiritual. Și atunci, eliberarea de acest consum de energie într-o direcție care nu-i pentru noi, ce frumos, la capătul setului de cărți apare și steaua, da? Sperați, sperați în continuare. Sperați că va fi bine, sperați că vă veți vindeca dacă aveți probleme de sănătate. Sperați, aveți încredere. Și dacă comunicați cu cineva de la distanță, dați șanse acestui nou. Acum revin. Nu e obligatoriu să fie un nou ca persoană, poate să fie și o idee, un hobby creativ. Da? Către care, ia uite, 3 și cu 1, 4, puteți merge și vă echilibrați în voi. Vă oferiți stabilitate în voi, da? Și pe apoi mai vorbim de relații. Pentru că nu putem vorbi doar de relații. Într-o etalare atât de complexă. Clarificăm judecata. O dată. De doi. Uf, ia uite. De trei ori. Nebunul. Și 7 de spade. Posibil cineva care a fugit de voi vrea să o ia de la zero. Sau cineva care a riscat la un moment dat, ar fi riscat cu voi, sau poate voi ați riscat cu ei, dar apare acel sabotaj, autosabotaj, da? Fugă de realitate, de implicare. Aici este. Posibil să-și dorească să renască ceva, să vă împăcați. Voi știți. Eu am zis că e o influență exterioară. Posibil să apară aici. În cărțile centrale. N-aș vrea să dau zodii. Că nu aici este scopul. Zodiile în principiu le știți. Semnele de spade sunt marcaje, semne de aer, semnele de pute, semne de foc, semnele de cupe, semne de apă. Da? Și semnele de monede, semne de pământ. În principiu știți zodiile, cam cei care ascultați, nu? Dar, ia uite, iluzii, pasiuni, cred că a fost iluzie, dragii mei, cu diavolul și 10 de cupe. Poate că v-ați simțit atunci când v-a intoxicat emoțional, a zis, mamă, acesta este marea dragoste. Cavalerul de bâte, de să mergeți voi, da? Să oferiți emoții, pasiune către un personaj aparent pasional. Sau poate că a fost o perioadă. Dar, ia uita, 10 de cupe, iluzii, adicții. Eu așa o văd, pentru că, de ce le văd așa? Pentru că apare acest mincinos. Sau, repet, uneori ne mințim. Noi avem impresia, vai, de ce dragoste nemaipomenită și încolo. E doar un balon care la prima înțepătură se desumflă. Încă vă mai influențează, influența exterioară, da? Chestiunea asta. Încă. Dar, din ce în ce mai puțin, pentru că aveți cărți frumoase în prezent și la sfat, ați văzut și în viitor, clarificăm 5 de bâte, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Iau de 7 de cupe. Da. Conflictele interioare referitor la
această confuzie emoțională prin care ați trecut. Eventual vă este teamă să nu mai aveți confuzii că doar ați trecut prin așa ceva. Și e de înțeles. Pentru alții care încă sunteți marcați de acest trecut, de această influență negativă, mai mult decât... Da, unii berbești vor fi mai mult sau mai puțin influențați de această chestiune, poveste, decepție. Decepție cu trei de spade, da? Pentru cei care sunteți mai mult influențați, aceste cărți reprezintă faptul că încă nu vedeți și alte opțiuni. Încă vă zbateți în interiorul vostru și nu vedeți alte opțiuni, unii dintre voi. Dar a trebuit să le depășiți, că aveți puterea și le veți depăși. Majoritatea dintre voi le veți depăși. Ia uite, valetul de spade. Da, cineva care comunică, ar putea să comunice profund, dar n-a făcut-o. A preferat comunicarea, o comunicare imatură. Posibil cineva încă vă mai spionează. În secret, este căsătorit, căsătorită sau are niște responsabilități, da? Persoană mai sobră. Sobră, da, unora le plac oamenii sobri. Bine. Rămâne de văzut ce vă place vouă, dar e o persoană mai sobră, care încă nu poate să aleagă. Pentru că e atât de rațională și de sobră încât nu prea se conectează la inima sa și nu prea știe să aleagă cu sufletul. În fine, e treaba lor. E în poziția fricilor. Clarificăm trei de monede, poziția dorințelor, berbecuțelor și berbecuților. O dată, de două ori, de trei ori. Oh, cavalerul de bâte sunteți voi, pasionați să vă reconstruiți viața. Pasional, plin de pasiune. Poate cineva, v-am zis, aștepta să vină cineva cu care să colaborați, să creați ceva frumos. E un 3 și aveți 3 și aici, da? Aveți un alt 3 și o altă bătă. Probabil că așteptați. Dacă aveți în gând pe cineva cu care puteți să colaborați, mai mergeți cu încredere. Mergeți cu încredere. E dorința voastră. Să explorați niște zone pe care nu le-ați explorat. Da, vă puteți echilibra viața. Poate e vorba de un contract la locul de muncă pentru unii dintre voi. Nu vă mai speriați de această justiție. Elie, nu te mai speria de justiția asta. Nu, în acest context, justiția înseamnă colaborarea care vine. Că e profesională, că e amicală, că e sentimentală, da? Pot să vorbesc de colaborare și la nivel sentimental, da? Colaborarea aceasta... De fapt, reprezintă echilibru sau justiția divină care se manifestă în viața unora, da? Repet, poate să fie și un contract. Să semnați un contract cu cineva, ori cineva are o idee, ori voi aveți o idee cum să faceți niște bani, cum să lansați un produs, nu știu, CD, eu știu ce produse vreți voi să lansați pe piață, da? Și să creșteți. Pentru că odată semnat contractul, da? Pentru acest produs, vă găsiți independența. Vă găsiți independență. Eu așa văd cărțile. Așa văd cărțile. Dacă persoana, mare grijă, dacă persoana de aici, din trecut, care v-a decepționat, vrea să se împace cu voi, dar e poziția dorințelor voastre. Voi știți. Dacă vreți să... Hai să mai clarificăm o carte. Poziția dorințelor. Os, luna. Sunt prea multe cărți, dar sunt secrete, sunt mistere. Clarificăm cavalerul de bâte odată, de două ori, de trei ori. Da! Așteptați, dragii mei, să vină cineva să se împace cu voi? Dacă așteptați, e treaba voastră ce așteptați. Mare grijă să nu rămâneți iar, să nu fiți iar în trei, în triunghiurile acelea neplăcute. Da, așteptați niște scuze. E poziția dorințelor.
Știți, una e dorința și alta e ce se manifestă. În fine, asta arată că încă sunteți influențați de această poveste. Încă. Încă nu v-ați detașat, încă nu v-ați vindecat. Din acest motiv apare totuși puterea și regele de cupe. Trebuie să aveți putere să vă vindecați, să vă echilibrați apele și gândurile. Clarificăm nouă de bâte. O dată. De două ori. De trei ori. Dacă vine, eu zic că totuși. Nouă de bâte clarifică dorința de împăcare a cuiva. Posibil să nu-i primiți. Posibil să nu-i primiți pentru că ați plâns foarte mult. Da, regina de spade, posibil să se trezească. Personajul acela posibil să se trezească. Dar să nu fie prea târziu. Și atunci, pentru unii dintre voi, revin la prezent cu îndrăgostiții și cavalerul de cupe, trebuie să alegeți între personaj, un personaj care vrea să se împace cu voi din trecut. Și poate, dragii mei, altul, aici este sfatul, altceva nou, ceva nou. Alegeți, da? Noul. Așa zic. Așa zic, așa citesc cărțile. Alegerile sunt ale voastre, dragii mei. Alegerile sunt ale voastre, nu vă sugerez nimic. Dar cărțile arată să mergeți, să mergeți, să gândiți, să anticipați, să sperați, să vă rugați pentru ceva nou. Da, aveți alegeri importante în dragoste. Clarificăm puterea. O dată, pentru berbecuțe de două ori și berbecuți de trei ori. Oho, aici, dragii mei, dragoste față de voi înșivă. Dragoste față de voi înșivă. Aveți puterea să vă iubiți, să vă respectați. Și când vorbesc de respect, e un cuvânt puternic și delicat în același timp. Puterea, nouă de cupe. Mergeți către oamenii care exprimă, simt, vă vindecă. Nu? Și cu 10, da? În primul rând, schimbați energia și vindecați-vă, analizați toată situația, rugați-vă la îngeri, creșteți spiritual, puneți-vă în ordine gândurile. Aici este eremitul, varianta mică, schimbarea de energie. Este o muncă interioară, după o separare, iaute. Clarificăm și regele de cupe. O dată, de două ori, de trei ori. O, ce frumos, o bucurie, vine cineva. Vine cineva, da? Vedeți? Magicianul, o persoană nouă. Vine cineva, am mai văzut 6 de bâte. Am vorbit atunci despre un succes al vostru, personal. Dar acum adaug la această carte și faptul că posibil ca cineva să vină înspre voi. Pentru că văd totuși un drum, o distanță. Da? Să vină înspre voi. Dar presimt că este o persoană nouă. Și dacă este nouă, cum arată și sfatul, îmbrățișați noul. Da? Îmbrățișați noul. Da. Acum, dacă persoana din trecut vine, alege să manifeste ceva nou, mare grijă să nu vă manipuleze iar. Eu zic că voi trebuie să manifestați succesul vostru. Și să treceți de acea experiență neplăcută din trecut. Să alegeți, dragii mei, alegeți să manifestați
Ceva, care cuvântul, care cuvântul extraordinar. Ceva special. Da? Dar tot rămân la acest sentiment că vine cineva în viața voastră. Sau voi vă hotărâți să faceți pași într-o nouă direcție. Frumos. Frumos. Sper că... haideți să vedem mesaje de la îngeri. O dată. De două ori. De trei ori. Da, protejați-i pe cei care iubiți. Lucrurile sunt mai profunde decât par la capitolul acela cu dezamăgiri, cu, da, și marea preoteasă. Sunt lucruri pe care nu le înțelegeți, dar până le veți înțelege, dragostea este în jurul vostru. Orientați-vă către hobby-uri noi, către oameni care vă stimulează, eu știu ce hobby-uri aveți, creativitate, pasiune, energie. Cam asta este. Dragostea este peste tot. Depinde de voi. Ce faceți? E ca o roată a norocului. Schimbați-vă poziția, energia. Mie îmi place etalarea. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sărbători fericite. Vă pup numai bine. Ciao, ciao!